Atunci o să încercăm să aplicăm pe mai departe ceea ce spunea Mark Twain. Știți, Mark Twain spunea că cine spune în 5 cuvinte ceea ce poate spune într-unul singur, e capabil de ticăloși mult mai mari. Da? O să încerc să concentrez lucrurile, da? Bun. Ne-a mai rămas o singură chestiune, să spun, restantă de dimineață, doar o trimitere ca să fiu eu cu conștiința împăcată că am abordat toate chestiunile, acea aplicare a cotei reduse de TVA de 5%. Mai există, cred, în puține cazuri, o jurisprudență minoritară, în sensul în care TVA-ul redus de 5% nu s-ar putea aplica dacă declarațiile sunt date ulterior momentului la care a fost perfectată operațiunea. Practic, fiscul pretinde în toate litigiile că nu poate valorifica declarațiile de TVA de 5% decât dacă ele sunt anterioare sau concomitente momentului la care s-a semnat contractul de vânzare. Or, cu privire la această chestiune, jurisprudența națională, cel puțin în alte curți, e clară din 22 februarie 2013, practic valorizând un principiu al prevalenței fondului asupra formei, hotărârea din afacerea C146/05 Albert Collet, curtea spune de sacos prevalență acestor declarații pentru că ele nu fac decât să confirme o stare de fapt și de drept existentă la momentul la care s-a perfectat acea tranzacție. Adică omul nu declară în 2016 că în 2016 n-a efectuat o asemenea tranzacție, ci declară că în 2009, atunci când a cumpărat acel bun, nu avea un alt bun achiziționat cu TVA redus de 5%. Sigur că sunt situații în care oamenii au mai cumpărat 4 imobile de atunci. Sunt situații în care omul a dat a doua declarație în care spune că beneficiază de TVA de 5% și atunci, în mod logic, nu ți-o mai poate da pe cea din 2009 pentru că a cumpărat în 2011, dar astea sunt situații cu totul și cu totul mai rar întâlnite. În general, ipoteza e aceea în care persoana fizică devenită retroactiv dezvoltător imobiliar cu cod de TVA încearcă să-și minimizeze sarcina fiscală. Una dintre modalitățile de minimizare a sarcinii fiscale este aceea de aplicare sau de obținerea unor declarații pentru perioade anterioare. Sigur că această discuție la momentul de față va deveni istorie în condițiile în care vor exista poate inclusiv scutiri de la plata TVA pentru tranzacție de acest tip. Există acea parte deja devenită istorie cu impozitul pe transferul proprietăților imobiliare. Lucrurile, să spun, se schimbă, dar pe litigiile care mai există pe rolul instanțelor, cred eu că e bine să încercăm să ne raportăm la jurisprudența unitară. Și atunci ne apropiem de partea care zic eu că e cea mai interesantă și care ne pune cele mai multe probleme. Jurisprudența, mi-e greu să o cataloghez ca atare. Hai să-i spunem jurisprudența asociată cauzelor în care există acuzații de fraudă fiscală. Pentru că e greu să spui jurisprudența în materie de fraudă fiscală când toate hotărârile constată că de fapt n-a fost vorba de fraudă fiscală și dau indicații în această materie. Spun eu, o jurisprudență extrem de importantă pentru noi, datorită multitudinii litigiilor de acest tip care există și datorită interpretărilor divergente care există la nivel național. Sunt în continuare instanțe care merg pe o interpretare de tipul: dacă a spus fiscul că a existat o operațiune fictivă, sigur a existat o operațiune fictivă. Ori, după cum vom vedea, discuția în această materie e una circumscrisă până la urmă sarcinii probei și va trebui să vedem cine are sarcina probei. Tot așa ne întoarcem la englez, poate că ați mai auzit una dintre expresiile lordului Denning atunci când vorbea despre răspunderea civilă delictuală. Și domnia sa spunea așa, că în Biblie ți se spune să-ți iubești aproapele, iar în drept trebuie să știi cine e aproapele tău ca să știi pe cine trebuie să iubești sau să nu-i faci niciun fel de
rău. Da? Cred că și în dreptul fiscal e important să știm cine are sarcina probei, cum trebuie făcută proba, care-i standardul probei. Și dificultățile, cred eu, că de ordin probator provin dintr-o altă, să spunem, subdezvoltare a dreptului nostru în ceea ce privește proba. Dacă mergeți în orice librărie de la Londra, o să găsiți tratate uriașe despre law of evidence, despre tot ceea ce înseamnă probă. Comparațiile cu realitatea dintr-o inspecție fiscală, în care în proporție de 99% probele administrate sunt în scrisuri, și o să vedeți că probațiunea noastră e în mod clar viciată de la faza de inspecție fiscală, în care nu se fac expertize, nu se administrează alte probe și atunci ajungem să judecăm cauze în care nu avem altceva decât argumentele contradictorii ale părților și mai puține probe. Până la urmă, lectura hotărârilor curții ne va conduce, cred eu, la concluzia că trebuie să insistăm mai mult asupra modului probe și asupra modului în care interpretăm probele pe care le administrăm. Acum, în evoluția jurisprudenței curții sunt practic trei etape principale. Prima dintre ele, pe care o aveți și schematizată grafic, este celebra afacere Halifax, afacerea pornită din prima dintre cele trei afaceri, din așa numita Halifax Day, un sistem de trei cauze britanice transmise curții și judecate până la urmă în aceea zi de curte. Apropo de asta, poate ar fi înțelept pe viitor să încercăm să mai reflectăm și în sistemul nostru juridic la sesizările pe care le adresăm curții de justiție. Nu știu dacă cunoașteți sau dacă sunteți familiarizați cu metoda cauzelor test aplicate de instanțele britanice. Instanțele britanice au un bun obicei, zic eu, la momentul de față, de a alege din mai multe cauze aflate pe rol, ceea ce în mod evident implică discuții serioase la nivelul instanței sau instanțelor, cauze care au un anumit grad de tipicitate. De a sesiza Curtea de Justiție cu privire la 2, 3, 5 cauze care prezintă cele mai importante, să spunem, trăsături a unui anumit tip de litigii și de a suspenda restul cauzelor până la momentul la care se soluționează de către curte răspunsuri, se soluționează întrebările preliminare transmise în acele cauze test. Personal, eu sunt un fan al acestui mod de lucru. Mi-aș dori ca la un moment dat să fie interpretat și la noi, pentru că la noi, vedeți, avem experiența tristă, spun eu, a taxelor de înmatriculare, în care avem 10 sesizări pe aceeași problemă juridică. Curtea tratează două dintre ele, le respinge sau le reglează printr-un ordin pe celelalte. Da? Nu era nevoie, din punctul meu de vedere, de 10 sesizări. Una era suficientă, sigur, cu suspendarea celorlalte cauze. Și atunci, oricând vorbim despre afaceri britanice, să știți că ele sunt de regulă rodul unor asemenea sesizări. Unele se și numesc claim test litigants in group number 4, de exemplu. Da? Sunt și individualizate ca atare acele cauze. Bun. Halifax și cele două hotărâri din aceea zi, Bupa Hospital și University of Huddersfield, pornesc din, sau sunt circumscrise, problemelor referitoare la dreptul de deducere a societăților. Mai precis, societăți care nu aveau sau știau că nu vor avea dreptul să deducă TVA, au inventat mecanisme prin care să obțină fraudulos taxa pe valoare adăugată. Halifax era în situația cea mai dificilă, Halifax era o bancă. După cum știți, toate operațiunile bancare sunt scutite de TVA fără drept de deducere. Asta înseamnă că banca nu percepe TVA la comisioanele bancare pe care le percepe pentru serviciile proprii, dar în același timp nu poate deduce nimic din TVA-ul aferent achizițiilor. Sau doar o mică parte, dacă are operațiuni care totuși intră în sfera de aplicare a TVA, cum ar fi de pildă închirierea unor imobile. Pe care de consecință orice investiție a unei bănci presupune costuri, să zicem, cu 20% mai mari, dacă TVA-ul are în medie o valoare de 20%. Și în Marea Britanie cam pe acolo era discuția. Ideea de a-ți reduce costurile este să găsești o modalitate de a obține, direct sau indirect,
deducerea taxei pe valoare adăugată. În cauza Halifax, după cum puteți vedea pe schema respectivă, Halifax a creat o entitate, așa numită Leeds Permanent Development Services, i-a împrumutat fondurile necesare pentru construcția a 4 sucursale, iar Leeds a contractat cu Countywide Property Investments, care a efectuat lucrarea respectivă. Sigur că Leeds și-a exercitat dreptul de deducere al TVA, după care a restituit împrumutul. Da? Practic, indirect, pentru construcția celor 4 sucursale, s-a obținut deducerea TVA-ului. Care era diferența? Dacă Halifax ar fi construit direct cele 4 sucursale de bancă, n-ar fi putut deduce TVA-ul. Dacă a făcut prin această modalitate, a împrumutat banii pentru construcție, construcția a făcut-o altcineva și și-a exercitat dreptul de deducere și după aia a dovedit, în schimb, împrumutului acordat, a devenit proprietara celor 4 sucursale gata construite, dare în plată clasică, da? Suntem în ipoteza în care s-a reușit deducerea taxei pe valoare adăugată. A doua cauză e Pupa Hospitals. Pupa Hospitals avea un element în plus, în sensul în care anumite operațiuni de achiziții de medicamente și proteze dentare urmau să devină de la data de 1 ianuarie anului următor în Regatul Unit scutite de TVA fără drept de deducere. Pe care de consecință, Pupa Hospitals a încheiat un acord cu un alt grup de societăți și a achiziționat cu plata în avans pe 7 ani, o sumă de ordinul sute de milioane de lire sterline, medicamente pentru următorii 7 ani. Medicamente care însă nu erau nici determinate și nici determinabile, practic doar s-a plătit o sumă globală, fără ca să facă referire la vreo condiție de livrare, la un termen de livrare, la cantități și tipuri de medicamente sau proteze care urmau să fie livrate. Practic, s-a făcut plata în avans, urmând ca Pupa Hospitals să decidă în fiecare an să lanseze o comandă pentru medicamentele de care aveau nevoie și acelea să-i fie livrate în contul sumei deja plătite, scopul evident să beneficieze în anul în care mai funcționa încă de deducerea TVA-ului inclus în prețul tranzacției. University of Huddersfield e apropiată de Halifax, o universitate care vrea să renoveze 2 corpuri de clădire, nu avea posibilitatea să deducă TVA, pentru că nici serviciile educaționale nu sunt în altă categorie decât cea discutite fără drept de deducere, pe care de consecință a ales tot varianta unei entități fictive care să-i permită să-și deducă taxa pe valoare adăugată. Ce e important de sesizat în cauze de acest tip sunt concluziile în afacerile Halifax, concluzii care spun până la urmă în felul următor. Mai întâi o chestiune sau o clarificare despre care noi am mai discutat de dimineață, livrările de bunuri sau prestările de servicii, chiar aferente unor operațiuni fictive, pot constitui activități economice și trebuie tratate ca atare, deci nu putem să adoptăm o variantă în care doar excludem din sfera de aplicare a TVA, trebuie să ne raportăm însă la drept de deducere și putem sancționa contribuabilul cu pierderea dreptului de deducere al TVA dacă sunt îndeplinite cele 2 criterii. Da? Pe de o parte, tranzacțiile în discuție să aibă ca rezultat obținerea unui avantaj fiscal și a doua chestiune, să existe un număr de factori obiectivi care să probeze faptul că singurul mecanism este acela de obținere a unui avantaj fiscal. Și aici, raportat la aceste concluzii, va trebui să punem pe un veritabil pat al lui Procust comportamentul organelor fiscale. Eu văd în diverse rapoarte de inspecție fiscală că mi se furnizează un extras din hotărârea Halifax, tradus prost, pentru că nu există o traducere oficială și atunci probabil că cineva a tradus acel text și l-a distribuit în teritoriu și se invocă ca sfintele moaște în diverse rapoarte de inspecție fiscală, fără să se facă vreo referire la condițiile din această afacere și fără ca fiscul să facă vreo probă.
Și vă dau următorul exemplu de aplicare. Da? O societate care cumpără marfă dintr-o parte, indiferent ce fel de marfă, poate fi combustibil de pildă, și o vinde, o revinde. Da? Are o marjă de profit între prețul la care a cumpărat și prețul la care a vândut. Tranzacțiile sunt identificabile, există documente de transport care atestă că a fost primită marfă, există, să spunem, documente de transport și înregistrări video care atestă că a fost livrată marfa unei benzinării, de pildă. Da? Fiscul vine și spune următorul lucru. Pentru că cel de la care ai cumpărat tu n-a declarat livrările către tine și evident n-a plătit TVA-ul pe care l-a colectat de la tine, operațiunea este fictivă, se aplică afacerea Halifax, nu ai drept de deducere al TVA. Nu există nicio legătură între hotărârea pronunțată în afacerea Halifax și această speță. Adică scopul comerciantului, care și-a înregistrat atât achizițiile cât și vânzările, n-a fost acela de a obține vreun avantaj fiscal. Ar fi putut să obține un avantaj fiscal dacă avea achizițiile doar ca să-i diminueze cheltuielile respective și dacă nu le-ar fi plătit. Sau le-ar fi plătit cu chitanțe în privința cărora reușea să se probeze faptul că sumele de fapt n-au fost plătite niciodată de acolo. Dar în condițiile în care există virament bancar pentru plățile efectuate și există virament bancar pentru livrările efectuate mai încolo, nu suntem într-o ipoteză de tip Halifax și nu există, din păcate, niciun fel de element de natură obiectivă care să probeze această chestiune. Raportat la ceea ce ne spune curtea în hotărârea Halifax, v-aș mai atrage atenția asupra unor chestiuni care sunt secundare în motivare, dar care sunt foarte importante. Una ține de confuzia care există câteodată între structurarea unei afaceri din punct de vedere fiscal și un scop fictiv sau operațiune fictivă care are ca efect obținerea unui avantaj fiscal. Legea fiscală de plano nu interzice structurarea afacerii, astfel încât să obții cele mai bune avantaje fiscale. Poate dacă ați mai citit o doctrină americană și britanică a anilor 30, v-ați mai găsit câte o opinie a unor judecători americani, în principiu, care spun următorul lucru. Nimeni nu te poate obliga să plătești cele mai mari impozite posibile, indiferent cât de mult te-ar urâ vecinii și fiscul pentru chestia asta. Da? Asta e, de fapt, chintesența sau principiul care stă la baza optimizării fiscale. În mod evident, toată lumea își organizează afacerea de așa manieră încât să plătească cele mai mici impozite posibile. Sigur, poți să faci acest lucru și fără să treci de limita legii. Poți să-ți organizezi afacerea corespunzător, da? Mai ales în condițiile unei libere circulații a societăților. Nu te obligă nimeni să desfășori o activitate producătoare de profit în Franța, de pildă, unde impozitul pe profit este 33,33%, poți să o desfășori în Bulgaria, unde impozitul pe profit este 10%. Da? Și poți să-ți organizezi afacerea în așa fel încât entitatea care încasează să fie cea din Cipru, nu-i nimic, sau din Bulgaria, sau din România. Nu-i nimic ilegal în chestia asta, atât timp cât îți structurezi afacerea, mai ales la nivelul unui grup multinațional, de asemenea manieră. Și o altă chestiune care iarăși lipsește din argumentarea fiscului și în privința cărora ar trebui să ne uităm mai bine, poate, e cea de redefinirea practicii abuzive. Întotdeauna curtea a spus în felul următor, ok, consider că o operațiune este fictivă, dar atunci trebuie să vii să demonstrezi și să arăți care este natura juridică reală a acelei operațiuni cu consecințele fiscale care decurg de acolo. Adică dacă spui că un bun a ieșit fictiv din patrimoniul societății și că el nu poate, sumele respective nu pot
fi considerate ca venituri la vânzarea bunului respectiv, e nevoie să reinterpretezi și partea de venituri a societății și să restitui, sau măcar să compensezi cu obligațiile fiscale viitoare, impozitul pe profit care a fost încasat în plus. Da? Haideți să vă dau exemplu cel mai simplu, povestit așa franc de un contribuabil. Da? Un contribuabil vine și spune, m-a sfătuit o doamnă care se ocupa de fonduri europene să îmi majorez un pic profitul societății sau cifra de afaceri a societății, pentru că pe proiectele astea cu fonduri eligibilitatea se raporta la cifra de afaceri. Și zice, eu fiind contabil, am înregistrat fictiv în contabilitate în 31 decembrie două facturi. O factură de vânzări de 300.000 de lei, care mi-a majorat cifra de afaceri și m-a făcut foarte frumos din punct de vedere al cifrei de afaceri, și o factură de achiziții de 299.000 de lei, care mi-a redus expunerea, a lăsat doar 1.000 de lei profit, pentru care am plătit impozitul aferent. În momentul în care vine inspecția fiscală, fiscul spune următorul lucru. E adevărat că ambele operațiuni sunt fictive, conform declarației contribuabilului. E adevărat că contribuabilul și-a depus în cursul inspecției fiscale declarații fiscale rectificative cu privire la aceste sume, dar noi considerăm că din moment ce a declarat veniturile, veniturile sunt realizate, iar din moment ce nu deține documente justificative pentru cheltuieli, cheltuielile nu sunt deductibile. Da? O interpretare a aceleași stări de fapt în care operațiunea e pe de o parte reală, pe de altă parte fictivă, deși în esență e aceeași operațiune compusă din două acte materiale. Nu există nicio probă că acea sumă de bani a fost vreodată încasată, e doar un joc al facturilor. Și comparați această situație cu Albert Collet, e o speță pe care o pomenesc a treia oară astăzi, pentru că Albert Collet privește exact această situație. Domnul Collet a desfășurat o activitate infracțională, vânzări de mașini cu nerespectarea regulilor fiscale, a venit și a corectat declarațiile fiscale după ce a fost prins și a spus, din punct de vedere al TVA, n-am obligații fiscale, că mi-am corectat acum declarațiile fiscale. Evident, fiscul german s-a opus. În această stare de lucruri dezvoltă curtea un principiu al prevalenței fondului asupra formei și spune, sigur, există sancțiuni contravenționale, penale pentru comportamentul fraudulos, măcar de o infracțiune de fals tot se pune acolo, dar din punct de vedere fiscal, ceea ce contează este realitatea. Ori realitatea, în exemplu pe care vi l-am dat, e că n-a existat nici realizarea de venituri și nici efectuarea de cheltuieli. Urmare, afacerea ar trebui tratată bivalent, nu doar în forma în care ea convine fiscului pentru că presupune stabilirea de obligații fiscale suplimentare. Și ca să fie lucrurile mai interesante, vă propun o speță care presupune structurarea unei afaceri. E o speță curentă pentru activitatea din România, mai ales pentru activitatea școlilor de șoferi. O școală de șoferi vinde un pachet de servicii și spune în felul următor. Școala organizează cursuri, pregătire, categoria B, costă 1.000 de lei. Asta e anunțul din ziar, de pe internet, de pe o pancartă sau așa mai departe. În realitate, când te duci să închei contractul, să te înscrii la cursul respectiv, ți se spune așa. De fapt, pregătirea ta are două componente. O componentă este una teoretică, care costă 100 de lei și închei un contract cu societatea A, școala de șoferi, plătești 100 de lei, iar cel de-al doua parte este pregătirea practică, semnificativ mai consistentă. Avem o listă de 50 de instructori auto organizați ca și PFA, care pot să îndeplinească sau pot să presteze acest serviciu, închei un contract cu ei și le plătești diferența de 900 de lei. Și așa și derulează afacerile în realitate. Da? În cadrul unei inspecții fiscale, ANAF vine și spune următorul lucru. Școala de șoferi trebuia să factureze întreaga sumă de 1.000 de lei, după care trebuia să plătească 900 de lei fiecăruia dintre instructori. Da? Metoda
Aceasta ce îi permitea fiscului să ajungă foarte repede la depășirea pragului de TVA de 220.000 de lei, astfel încât, la un moment dat în timp, să pretindă că a fost depășit acest prag, că societatea nu s-a înregistrat ca și plătitor de TVA. Acum, în speță, situația e un pic chiar mai interesantă, în speța reală, întrucât plângerea penală formulată în cauză se soluționează cu clasare pe motiv că nu există niciun fel de infracțiune, ci doar o structurare a afacerii, iar raportul de expertiză întocmit în cauză relevă faptul că nu există niciun fel de erori contabile în înregistrarea în această formă a obligațiilor fiscale. Da? Sigur, chiar în aceste condiții, fiscul își menține poziția. Da? E un exemplu de structurare a afacerii. Întrebarea pe care ar trebui să ne-o punem noi, raportat la afacerea Halifax, este în ce măsură avem o structurare frauduloasă a afacerii cu obținerea unor avantaje fiscale. Sigur, avantajul fiscal alegat de către fisc e acela că nu s-a plătit TVA și că astfel societatea a avut o poziție mai avantajoasă pe piață, în sensul în care vindea servicii fără TVA, comparativ cu alte școli de șoferi care vindeau servicii cu TVA, din acest punct de vedere. Da? Cum vi se pare această modalitate? Se încadrează, adică e o speță frauduloasă și pe aceste elemente este făcută proba în sensul că e un mecanism pur artificial sau e o speță care suscită măcar discuții? Înțeles. Ar fi putut să devină frauduloasă dacă s-ar fi dezvoltat într-un anume fel? Bun, aici sigur că ajungem la o altă chestiune de procedură. Vă este poate familiar faptul că sunt cel puțin două orientări ale instanțelor. O orientare care spune că soluțiile... Exact, că soluțiile pronunțate pe un NUP sau pe o clasare n-au autoritate în fața instanței, chiar dacă n-au fost atacate de către organul fiscal. Și o altă interpretare care spune că, mă rog, acestea au o autoritate măcar temporară, nu? Chiar dacă e posibilă redeschiderea ulterioară a urmăririi, penale. Da? Nu, cel puțin până acum nu pare să fie elementul hotărător, deși în jurisprudența Curții de Justiție, cel puțin, și a Curții Europene a Drepturilor Omului, interpretarea pare să fie cea contrară, că orice soluție dată într-o altă procedură ar trebui să conteze în procedura fiscală. Da? Bun, e o chestie la care cred că putem reflecta. Eu v-am prezentat-o poate și pentru a particulariza un pic discuția noastră. Dar încercând să mă încadrez în timp, aș merge mai departe spre o așa numită dezvoltare sau construcție a teoriei părții inocente. O construcție care, istoric vorbind, a debutat cu o lună înainte de Halifax Day. Aici putem avea o dezbatere, dacă înainte a fost Halifax sau dacă înainte a fost Optigan și Axel Kittel. Da? Halifax e pronunțată pe 22 februarie și celelalte două hotărâri. Optigan și Axel Kittel sunt pronunțate pe 12 ianuarie, adică cu o lună înainte, da? Una și 10 zile înainte. Spețele sunt spețe care provin din Belgia, respectiv din Austria, comercianți implicați într-un lanț de tranzacții în care, la un moment dat, o operațiune este fictivă. Pe același model ca și fiscul britanic, administrațiile fiscale din cele două state spun atâta timp cât există măcar o operațiune fictivă, toate tranzacțiile din lanț nu au conținut economic, pe care de consecință nimeni nu poate să-și deducă taxa pe valoare
adăugată. În speție era vorba de o așa numită fraudă de tip carusel, da? Știți cum funcționează o fraudă de tip carusel, nu? Eu vând un imobil, de pildă, îl vând domnului, îl vindem după aia fiecăruia dintre noi, mărim pasul cu 100.000 de euro la fiecare vânzare și la un moment dat una dintre doamnele din spate e contribuabilul care dispare, adică își deduce taxa pe valoare adăugată, dar nu plătește niciodată taxa pe valoare adăugată la buget și noi toți, ca să fie caruselul complet, bunul se întoarce la mine și noi toți ne împărțim produsul infracțiunii, adică acea sumă care a fost dedusă de acolo. Da? Asta e un carusel complet. Bun, curtea spune niște lucruri foarte interesante și face distincțiile foarte clare. Pornind de la ceea ce înseamnă principiul neutralității fiscale, pentru că știți cum e taxa pe valoare adăugată, e un impozit diabolic, dar care până la urmă trebuie să fie neutru. În momentul în care se închide toată lumea, pe mine taxa pe valoare adăugată n-ar trebui nici să mă afecteze în sensul să o suport, nici să mă afecteze în sensul de a nu putea să-mi exercit dreptul de deducere. Iar curtea spune, partea până la urmă trebuie să fie prezumată ca fiind inocentă, fiind sarcina fiscului să probeze că, pe baza unor elemente obiective, că prin achizițiile sale persoana impozabilă a participat la o tranzacție, a organizat ea însăși o tranzacție sau a cunoscut faptul că face parte dintr-o asemenea tranzacție. Da? E o jurisprudență dezvoltată ulterior în afacerea Teleos și alții. Teleos și alții e tot o afacere britanică, vânzare de cartele telefonice spre alte state membre ale Uniunii Europene, o afacere care e soluționată în aceeași manieră. Curtea insistă asupra faptului că un comerciant nu trebuie să urmărească modul în care își îndeplinesc obligațiile fiscale comercianții sau partenerii lui comerciali. Da? Exemplu clasic, care poate fi replicat pentru că mai există niște spețe măcar reziduale și la momentul de față pe rolul instanțelor. Da? Am o societate care vinde cartele telefonice, condiția de livrare Ex Works, la poarta fabricii. Da? Societatea își ia următoarele măsuri, livrează bunurile doar după ce s-a plătit integral prețul acestora unor comercianți din Ungaria sau din Slovenia, are un contract, are factură, primește un CMR care atestă dovada că bunurile, atestă faptul că bunurile au fost livrate în Ungaria sau în Slovenia, are cel puțin o ștampilă de la destinație pe acea scrisoare de trăsură, deține o copie de pe buletinul, pe carte de identitate a administratorului societății și eventual statutul societății cu care face afaceri. Da? Din punctul meu de vedere și raportat la jurisprudența Teleos, s-au luat toate măsurile astfel încât să te convingi de faptul că partenerul tău comercial este un partener real. După vreo 5 ani de la această tranzacție, fiscul vine și îți spune: am verificat în Ungaria și în Slovenia și ăia n-au plătit niciodată TVA în Ungaria sau în Slovenia. Știți că la livrările intracomunitare livrarea e scutită de TVA, dar ea trebuie declarată și TVA-ul colectat la destinație. Avem dubii fie că acele cartele telefonice s-au întors în România și au fost folosite în România, fie că de fapt n-au plecat niciodată din România. Și întrebarea logică a contribuabilului este: bun, și ce puteam eu să fac? Răspunsul fiscului: trebuia să vă negociați contractul în așa manieră încât să scrieți în contract o clauză care să spună că dacă se întâmplă ceva, obligațiile fiscale sunt asumate de partenerul dumneavoastră comercial. Da? Asta este răspunsul negru pe alb pentru o asemenea situație, care, cel puțin din perspectiva mea, poate fi relativ greu conciliat cu principiile de drept sau cu regulile expuse de curte în afacerile anterioare. Practic, cu regret constat că în relația cu fiscul foarte multe discuții sunt din capitolul iepurașule n-ai șapcă. Adică oricât de mult s-ar duce contribuabil și oricât de multe chestii și-ar pregăti, tot timpul apare câte o problemă. Nu știu dacă vă este familiară o discuție mai veche care era
de-a dreptul incitantă cu privire la fișa fișelor. Ați auzit de fișa fișelor? S-au judecat mai recent, mai după 2007. Fișa fișelor era un celebru document fiscal, sau mă rog, ajutător poate, contabil, din perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2007. Ce trebuia să scrii în fișa fișelor? Documentele fiscale cu regim special, gen facturi și chitanțe. Da? Aveai o fișă în care scriai chitanțierul 1 de la 1 la 100, chitanțierul 2 de la 101 la 200. Aveai o fișă a facturilor, tot așa, după care trebuia să ai o fișă în care să scrii fișa recapitulativă pentru chitanțe și fișa recapitulativă pentru facturi, după care când ți se termina rubrica, trebuia să ai o fișă a fișelor în care să scrii documente. Și astea mergeau în cascadă și se dădeau amenzi în, în inspecțiile fiscale pentru faptul că nu dețineai fișa fișelor. Da? Acest mod de gândire pare să se fi propagat până în zilele noastre, din păcate, pe diverse inspecții fiscale. Ce se întâmplă mai recent? Jurisprudența evoluează și eu spun că această jurisprudență evoluează pentru că unii comercianți care nu îndeplinesc condiții minime de onestitate se mută în timp spre Est. Nu doar Uniunea Europeană se extinde, ci și business-ul inovator cu optimizări fiscale dincolo de limitele legii se mută înspre Est. Da? Mai întâi în primele state care aderă, după aceea înspre România, înspre Bulgaria, nu e o întâmplare faptul că la momentul de față cele mai multe sesizări ale Curții de Justiție provin de la instanțele din Bulgaria, da? Pe materia posibilor fraude în ceea ce privește taxa pe valoare adăugată. Practic, aproape un deceniu mai târziu de la Halifax și de la Optigan și Axel Kittel, judecătorii europeni sunt în poziția de a răspunde dacă principiile din cele două afaceri se mai aplică sau nu. Unul la mână, îngrijorarea judecătorilor naționali e explicabilă, pentru că în domeniul ăsta 5, 6, 10 ani contează. Deci e bine să-ți verifici din când în când principiile. Pe de altă parte, datorită progresului tehnologic, lucrurile sunt diferite. Adică ceea ce s-a întâmplat în Halifax sau în Axel Kittel ni se par copilării la momentul de față față de au comparat cu structurarea actuală a afacerilor. Ceea ce vom vedea însă, cred eu, e faptul că răspunsurile Curții de Justiție par a fi în aceeași notă sau para se înscrie în același principiu. Și cred că ultima afacere Signum Alpha Sped e definitorie din acest punct de vedere. De altfel, la Signum Alpha Sped, curtea nici măcar nu s-a mai obosit să emită o hotărâre, ci a emis o ordonanță. Și de fapt, cam de la afacerea Forwards încoace, curtea cam lucrează cu ordonanțe, spunând principiile sunt clare în această materie și ele n-ar trebui să ridice probleme. Prima dintre afaceri, am ales-o pentru că seamănă bine cu ce se întâmplă în multe spețe din România, afacerea C368/2009 Pannon Gap Centrum. O speță în care se refuză practic unui comerciant exercitarea dreptului de deducere al TVA pe motiv că pe factura inițială era înscris o dată greșită de finalizare a prestării de servicii și că nu exista o numerotare continuă a facturii colectate ulterior. Adică exemple clasice pe care le întâlnim în inspecțiile fiscale din România. Știți că pe diverse facturi, dacă CNP-ul doamnei care a întocmit factura are doar 12 cifre, se refuză exercitarea dreptului de deducere, dacă codul de TVA e scris eronat sau dacă adresa nu e completă sau dacă nu se menționează atât de vast pe cât ar dori fiscul natura și obiectul serviciilor, exercitarea dreptului de deducere al TVA este refuzată. E practic o aplicare la nivel național exagerată acelei vechi decizii din Rilu 5 Roman din 15 ianuarie 2007. Ori,
măcar pe hotărârea pronunțată în 15 iulie din 2010 în Panon Gap Centrum, putem conchide că, de fapt, soluția e alta. Curtea spune principiul prevalenței fondului asupra formei împiedică o asemenea interpretare a autorităților fiscale naționale, motiv pentru care dreptul de deducere al TVA nu poate fi refuzat. Practic, în speță nu s-a contestat niciodată de către inspectorii fiscali maghiari că erau îndeplinite condițiile de fond. Ceea ce s-a spus întotdeauna, nu sunt îndeplinite condițiile de formă. Și asta într-un sistem care e structural foarte apropiat de al nostru și care nu are în vedere măcar aspecte de drept comparat. Nu știu dacă ați avut vreodată ocazia sau dacă ați cerut vreodată vreo factură la un hotel britanic, așa cum trebuie în România, cu semnătură și ștampilă. Să vedeți, în primul rând, că în Anglia nu există ștampile, ceea ce îți ridică o problemă foarte serioasă atunci când îți înregistrezi o asemenea factură în contabilitate, în marea unei delegații, și facturile nici măcar nu poartă această formă, ci primește un simplu credit note care atestă că ai plătit contravalarea prin card sau așa mai departe. Da? Deci, facturi de acest tip, exemplul cel mai recent e al meu de săptămâna trecută, mi-am achiziționat de la Paris, de la Dalloz, trei cărți și le-am cerut să-mi fac o factură. Da? O factură mi-am scris-o singur, pe un din ăla autocolant, în care mi-am scris datele mele și mi-a prins bonul fiscal care atestă că am plătit cu cardul cele trei cărți pe care mi le-am cumpărat. Asta este formalitatea privire la factura respectivă. Sigur că acolo e o discuție că încasând sau luând-o pe societatea civilă de avocați, indicând codul de TVA, ar fi trebuit să nu mai plătesc TVA-ul francez de 5,5% la achiziție, în momentul în care mi-o registram în contabilitate să îmi autofacturez cu TVA-ul românesc de 9%, să colectez și să virez TVA, să fac ceea ce se numește autofacturare, dar discuția era deja prea complexă pentru un funcționar de la fisc, de la librărie. Am preferat să iau factura ca atare, ca să am un minim document justificativ. Dar dacă îl punem pe exigențele organului fiscal, la următoarea inspecție fiscală risc să mă trezesc că aia nu e o factură care să îndeplinească condițiile de formă, întrucât nu conține CNP-ul doamnei de la ghișeul Dalloz care mi-a vândut cartea respectivă. Deși e achitată cu cardul, n-ar trebui să existe dubii privind realitatea operațiunii respective. Mai departe, o altă afacere selectată, afacerea C438/2009, afacerea Dankowski, o afacere care ar putea constitui un răspuns și pentru o afacere pendinte pe rolul curții, o afacere românească, cred că e C100/2016, Paper Consult, o sesizare provenită de la Curtea de Apel Cluj. Poate punem un pic în paralelă cele două discuții. În afacerea Dankowski, practic ceea ce îi se reproșa confibabilului era faptul că exista un comportament culpabil al partenerului comercial, care a colectat TVA, dar nu s-a înregistrat niciodată în scopuri de TVA, n-a plătit la buget TVA-ul colectat de la societatea noastră. Da? Curtea, sigur, în Dankowski a concluzionat în sensul că dovada sau proba trebuie să privească întotdeauna comportamentul comerciantului însuși, iar nu al partenerilor săi comerciali, și că un contribuabil nu trebuie să răspundă, mai ales nu poate fi sancționat cu pierderea dreptului de deducere al TVA, pentru faptul că partenerii săi comerciali nu și-au îndeplinit obligațiile de a se registra fiscal, de a colecta TVA, de a plăti TVA. Deci e similară cu Paper Consult, pentru că în speța sau în întrebarea preliminară transmisă de Curtea de Apel Cluj, discuția e aceeași, doar mutată la nivelul contribuabililor inactivi. Da? Vă aduceți aminte discuția privind contribuabilii inactivi sau probabil că ați mai văzut-o? Potrivit dispozițiilor atât procedurale cât și de drept material naționale, niciun contribuabil nu își poate
deduce taxa pe valoare adăugată aferentă tranzacțiilor desfășurate cu un comerciant declarat contribuabil inactiv. Pe care de consecință, dacă vreunul dintre dumneavoastră merge acum spre casă pe Valea Oltului, când opriți să alimentați, intrați pe internet, mergeți înainte, cereți codul fiscal al benzineriei, intrați pe internet, verificați codul fiscal dacă e valabil și după aceea alimentați. Și nici acest lucru nu vă conferă o certitudine, pentru că fiscul publică întotdeauna anunțuri cu efect retroactiv. Adică veți vedea, s-ar putea să vedeți de fapt mâine anunțul care atestă faptul că a fost anulat codul TVA al altăieri. În ceea ce vă privește, obiectiv, dacă veți înregistra în contabilitate bonul fiscal, nu este o cheltuială deductibilă, întrucât partenerul dumneavoastră comercial este contribuabil inactiv, iar tranzacțiile cu contribuabil inactiv n-au relevanță. Da? Vă pot prezenta și o situație aproape imposibil de reglat, care pornește de la modul în care erau declarați inactivi anumiți contribuabili. Avem un set de cauze test în care declararea contribuabililor inactivi s-a făcut în anul 2009 printr-un ordin al președintelui ANAF, care n-a fost publicat în alt loc decât pe site-ul ANAF. Era o listă de 6.000 de contribuabili. Atât de bine a fost făcută publicitatea, încât nici organul fiscal curent nu știa 2 ani mai târziu că societatea e declarată contribuabil inactiv. Adică după 2 ani se trimiteau în continuare notificări, declarații fiscale, ca și când ar fi fost un contribuabil activ. Societatea contestă toate deciziile în momentul în care află de ele, adică după vreo 4 ani de la momentul la care fusese publicate, erau societăți toate cu minimă activitate sau fără activitate, dar fiind în domeniul vânzărilor cu multe tranzacții pe perioade scurte de timp. După contestație, toate contestațiile sunt respinse ca tardive, pentru că nu au fost formulate în termen de 30 de zile de la data publicării ordinului pe site-ul ANAF. Sigur, în diverse stadii procesuale, ele se întorc până la urmă la instanțele de fond și sunt, cel puțin la nivel de fond, iar una și la nivel de jurisprudență, de nivel de înaltă curte, tratate în sensul în care se anulează retroactiv înscrierea ca și contribuabil inactiv. Pentru prima societate, ideea e următoarea. Hotărârea definitivă a înaltei curți este din martie 2016, societatea declarată inactiv din anul 2009. Repunerea în situația anterioară implică din partea fiscului să elimine toate obligațiile fiscale ale societății, pentru că ea, nefiind contribuabil inactiv, n-avea obligații de colectare și de virare a TVA-ului, ci și-l compensa cu achizițiile proprii, și să identifice toți ceilalți contribuabili cărora la rândul lor pe inspecții fiscale le-a fost refuzată exercitarea dreptului de deducere al TVA, astfel încât să repună lucrurile în starea de lucruri normal. E o nebunie din punct de vedere fiscal. Sigur că putem face gluma pe care a făcut-o Curtea de Justiție cu statul maghiar în afacerea Nadojdi și Nemet, dacă vă aduceți aminte. Nadojdi și Nemet, taxe de primă matriculare. Unul dintre argumentele pe care le invocă statul maghiar este dificultatea în a restitui taxele prelevate cu încălcarea dreptului comunitar și solicită limitarea în timp a efectelor hotărârii. Da? Curtea de Justiție spune așa cu o notă de umor: dacă ați reușit să identificați când le-ați perceput taxele, cu certitudine puteți să identificați și când trebuie să le dați înapoi. Da? E motivul pentru care statul maghiar a avut un pic de lucru după Nadojdi și Nemet, dar ei și-au rezolvat problema mai ușor decât noi. Nu ați văzut că ne-a luat 10 ani până am abrogat o taxă colectată cu încălcarea dreptului european. Bun, aștept cu interes hotărârea în Paper Consult. După părerea mea, e un caz clasic de aplicare a jurisprudenței Dankowski. Nu știu sincer în ce fază este, n-am văzut să se fi organizat pe o ședință de audieri orale, prin urmare e posibil ca soluția să fie dată prin ordonanță și în această cauză.
O altă afacere care seamănă cu ceea ce mai avem prin inspecțiile fiscale de la noi, afacerea Copalnia. În ce măsură poate fi dedusă taxa pe valoare adăugată pentru achizițiile efectuate înainte de constituirea unei societăți comerciale? Ipoteză clasică de asociați care fac în nume propriu achiziții pentru bunuri care urmează să fie folosite în activitatea economică. Vă imaginați să refuze exercitarea dreptului de deducere al TVA, motivul fiind acela că achizițiile nu sunt ale societății, mai ales că societatea nu era înregistrată din punct de vedere fiscal, n-avea cod de TVA și așa mai departe. Da? O nouă aplicație, din punctul meu de vedere, acelui principiu al prevalenței fondului asupra formei, afacerea seamănă foarte bine cu cea a soților Hunte Eckstein, care făceau achizițiile în nume personal, chiar dacă ulterior un PFA, cum ne place nouă să spunem în România, desfășura o activitate de servicii de psihiatrie taxabile și se exercita dreptul de deducere al TVA. Da? Sigur, în fiecare dintre afaceri, curtea reamintește principiile mai vechi, dar o face cu precădere în două afaceri maghiare care inițiază, poate, seria hotărârilor mult mai bine structurate și mult mai tranșante ale curții de justiție pe acuzații de fraudă în materie de TVA sau pe acuzații de participare la o asemenea fraudă. Cele două afaceri sunt Mahogaben și Peter David, două afaceri în care autoritățile maghiare, în contextul unor măsuri naționale de luptă împotriva fraudei, își configurează o practică în care refuză la nivel național exercitarea dreptului de deducere al TVA pentru orice litigi sau pentru orice discuții cât de mici cu privire la activitatea respectivei societăți comerciale și la mențiunile de pe factură. Practic, comercianților li se impută chestiuni care merg de la faptul că n-au verificat înscrierea corectă pe factură anumitor elemente, că n-au verificat codurile fiscale sau anularea codurilor partenerilor comerciali, că n-au verificat muncitorii care lucrau pentru partenerii comerciali, că n-au verificat modul în care au fost folosiți banii de către cealaltă societate. E o hotărâre care îi prilejuiește curții considerații extrem de vaste, în special la paragrafele 61-65 din hotărâre. Cred că nu le-am prins aici. 61-65, în care curtea spune foarte clar următorul lucru. Obligația de a verifica declarațiile persoanelor impozabile, conturile acestora și celelalte documente pertinente, revine organelor fiscale, iar nu contribuabilului. De ce e importantă această constatare? Nu știu câți dintre dumneavoastră știu că și noi avem o asemenea, sau am avut o asemenea reglementare în România, aplicabilă perioada 2011-2015, îmi scapă numărul ordinului, dar avem un ordin al președintelui ANAF referitor la vectorul fiscal în materie de TVA. Ordin al președintelui ANAF, care spune expressis verbis că organele fiscale sunt obligate să verifice în timp real, încrucișat, de conturile de TVA depuse de către toate persoanele impozabile, prin intermediul unui sistem informatic. Prin urmare, dacă eu îmi depun de contul de TVA cu toate operațiunile, iar partenerul meu comercial își depune doar cu o parte dintre ele sau, sau nu își depune de cont, ar trebui să apară un așa numit steguleț roșu în atenția fiscului, fisc care să mă notifice și pe mine, că poate mi-am înregistrat eronat o declarație, să-l notifice și pe el că nu și-a înregistrat această declarație. E exact o aplicare a hotărârii Curții de Justiție din Mahogaben și Peter David, e obligația fiscului care n-a fost însă respectată niciodată. Și dacă invoci în cursul inspecției fiscale acest ordin, ți se spune, noi aveam mult de lucru, nu aveam posibilitatea să verificăm.
doar că obligația era și pentru acea perioadă o obligație legală. Și atunci când evaluăm comportamentul participanților la aceste operațiuni, va trebui să evaluăm, așa cum ne spune și fiscul, cum ne spune și curtea, comportamentul fiscului. Fiscul, în realitate, în multe afaceri de acest tip, n-a mișcat un deget. Nu știu dacă n-a știut sau efectiv n-a reușit să cuprindă în programul de inspecție fiscală aceste lucruri și a zis că o să-l prindem noi mai aproape de finalul termenului de prescripție, că poate se mai și acumulează niște penalități pe perioada aceea. Cert este că acea obligație exista. Curtea insistă asupra faptului că autoritățile naționale au ele obligațiile de investigație și că nu este acceptabil ca această probă să fie transferată contribuabilului. Și vă aduceți aminte că am insistat la începutul acestei după-amieze să discutăm despre probe și despre faptul că, până la urmă, să vedem cui aparține sarcina probei. Da? S-a spus mai devreme în sală, actul administrativ fiscal se bucură de o prezumție de legalitate și temeinicie. Foarte adevărat, dar asta nu înseamnă o dispensă de probă. Adică actul pe care tu le emiți se bucură de o asemenea prezumție, doar că acel act trebuie să fie bazat pe probe. Și poate dacă ați văzut inspecțiile fiscale, inclusiv cele cu sesizări penale și așa mai departe, toate sunt bazate, pentru că fiscul se ferește de anumite accente, toate sunt bazate pe indicii și suspiciuni. Fiscul spune, există indicii, câteodată rezonabile, altădată nerezonabile, sau există suspiciuni că o anumită operațiune este fictivă. Pe care de consecință, deciziile pe care le ia fiscul sunt două. Unu, emite decizia de impunere ca și când starea de fapt ar fi fost clarificată, am folosit ca și când ca să accentuez ficțiunea juridică, iar pe de altă parte sesizează parchetul, astfel încât parchetul să clarifice dacă acele bănuieli sunt reale. Punctul meu de vedere, cele două modalități de acțiune sau cele două dezvoltări sunt incompatibile una cu alta. Adică, dacă starea de fapt fiscală ți este clară și ai administrat probe în acest sens, atunci te bazezi pe ea și nu mai faci sesizarea organelor de urmărire penală. Cealaltă variantă, dacă nu ți-e clară starea de fapt fiscală, suspenzi inspecția fiscală și aștepți până la momentul la care ți se clarifică suspiciunile. Pentru că e cu totul nerezonabil ca pe de o parte să faci un contribuabil să suporte consecințele fiscale a unei decizii luate pe bază de suspiciuni, iar pe de altă parte să spui că urmează să fie clarificată chestiunea de organe de urmărire penală. Nu mai merg mai departe cu discuția să spun că atunci când vine o soluție de clasare, se spune, dar oricum nu era importantă, noi ne menținem punctul de vedere. Adică eu n-am văzut încă o decizie de impunere care după ce un organ de urmărire penală a dat clasare sau neîncepe urmăriri penale, să renunțe în vreun fel la obligațiile fiscale. Se continuă litigiul, invocându-se un alt mit, acela că datorită faptului că fiscul nu s-a constituit parte civilă în procesul penal, lor nu le este opozabilă nimic din ce se întâmplă în procedura penală, ci pot continua și pot solicita angajarea răspunderii fiscale. Ori, cred că am putea porni la, sau am putea discuta această chestiune și din perspectiva normelor care completează codul de procedură fiscală. E adevărat, nu avem reguli în codul de procedură fiscală, altele decât cele pentru procedură sau probele care pot fi administrate în cursul procedurii, nu avem reguli proprii procesului fiscal. Dar codul de procedură fiscală se completează natural cu codul de procedură civilă. Ori nicio probă sau niciunul dintre mijloacele de probă din procedura civilă nu intră în categoria indicii, chiar și rezonabile, sau suspiciuni. Și atunci, din punctul meu de vedere, aceste constatări ale curții cu privire la obligația de a aproba caracterul fictiv al unei tranzacții sau implicarea contribuabilului într-o asemenea tranzacție, trebuie să fie luate în calcul la două niveluri. Odată la nivelul inspecției fiscale,
când asemenea probe ar trebui administrate și dacă n-ai probele sau nu ești sigur, dincolo de orice dubiu că așa stau lucrurile, să-ți temporizezi inspecția fiscală până când ți se clarifică problemele. Iar a doua chestiune, la nivelul judecătorului, căruia nici lui nu este permis, din punctul meu de vedere, să pronunțe o hotărâre judecătorească pe bază de indicii și suspiciuni, ci tot pe bază de probe. Dacă n-a făcut fiscul această probă în faza de inspecție fiscală, oricât de ingrat ar fi sarcina judecătorului, această probă trebuie administrată în instanță. Adică acolo trebuie să verificăm în condiții de contradictorialitate care sunt până la urmă elementele care ne conduc spre o anumită concluzie că operațiunea e fictivă sau că nu e fictivă și care sunt până la urmă elementele pe baza cărora putem conchide într-un sens sau într-altul. Sigur, continuă dezvoltarea jurisprudenței cu altă afacere, afacerea Bonic, o discuție pe care am mai antamat-o astăzi, fraude în amonte pentru care este sancționat un anumit contribuabil. Și curtea ne spune în această afacere, de fapt, ce se întâmplase. Bonic încerca să-și exercite dreptul de deducere pentru niște achiziții de cereale. Dubiul autorităților era acela că achizițiile de cereale erau reale sau că bunurile fusese reintroduse legal în Bulgaria. Da? Curtea nu face altceva decât să-și confirme jurisprudența. Într-un fel e plictisitor ceea ce vă spun eu. Jurisprudența curții e liniară cu privire la chestiunile astea. Practic, fiecare hotărâre nu e decât o altă confirmare în raport de o altă stare de fapt a acelorași principii care decurg în esență din Optigan și din Axel Kittel. Da? Dar ca să fie lucrurile mai clare, am să colorăm un pic o speță. O societate X care achiziționează rumeguși de la 3 societăți comerciale, toate facturile plătite prin virament bancar, toate cantitățile de rumeguș vândute unui producător de cărămizi, dacă nu mă înșel. Cred că rumegușul se folosește cumva și la cărămizi sau de mobilă, mai știu exact. Ce este foarte interesant este că toate vânzările în aval, cum ar veni, da, față de partenerul societății în discuție, societății X, sunt filmate și înregistrate. Există câteva mii de ore de filmare, pentru că fiecare camion vine, intră pe poarta unei fabrici, este cântărit, descărcat, se face o verificare, un control de calitate cu privire la rumeguș, sunt recepții sau imputări calitative și cantitative, se fac verificări, se emite bonul care atestă livrarea respectivă, după aceea se facturează. Sunt mii de ore de filmare, da? Practic tranzacțiile pe vreo 2 sau 3 ani de zile. În cursul inspecției fiscale, ANAF verifică tranzacțiile cu cei 3 achizițiile și spune, am verificat cele 3 societăți care au declarat vânzările, dar n-au declarat achiziții. Prin urmare, chiar dacă au declarat faptul că v-au vândut, nu pot face proba că au cumpărat sau că au produs cantitățile respective de rumeguș. Pe care de consecință, dumneavoastră, societatea intermediară, care ați cumpărat de la ei și ați vândut mai departe, sunteți considerat un comerciant fictiv. Se consideră că tranzacțiile pe care le aveți nu dau naștere dreptului de deducere al taxei pe valoare adăugată. Speța e replicabilă nu doar cu rumeguș, există o vastă paletă de spețe de același tip, afaceri în materia construcției drumurilor, care pornesc de pe sesizări ale curții de conturi. Anume, am un antreprenor general, am un subantreprenor și am executanți de lucrări. Să zicem, eu sunt executantul pentru un subantreprenor, se predau toate lucrurile, executant, subantreprenor, subantreprenor, antreprenor, antreprenor, compania națională de drumuri, iar eu ca executant am oameni care de pildă sapă șanțuri. La controlul sau la auditul făcut de Curtea de Conturi, Curtea de Conturi verifică compania națională de autostrăzi și drumuri naționale, după care merge pe filieră până la ultimul
comerciant și constată că, de fapt, societatea care a săpat șanțuri avea angajată o singură contabilă, n-avea pe nimeni angajat cu contract individual de muncă, n-a înregistrat achizițiile, nu le-a virat. Și se duce de regulă la acel comerciant pe care îl găsesc acasă. Nu se duc niciodată la compania de autostrăzi și nu le refuză lor dreptul de deducere, nu se duc nici de regulă nici la antreprenorul general, se duc de la subantreprenor în jos. Da? Și la cei pe care îi găsesc acasă, adică nu s-a radiat, firma e în activitate, are conturi și așa mai departe, fac o inspecție fiscală și spun nu se poate exercita dreptul de deducere, motivele sunt de regulă următoarele. Nu puteți face dovada că v-au fost prestate acele servicii chiar dacă lucrarea a fost predată. N-ați verificat la ITM dacă avea angajat societatea respectivă și banii au fost extrași din contul bancar imediat după ce dumneavoastră i-ați plătit prin virament, ceea ce dă naștere prezumției că banii v-au fost restituiți și a fost păstrat numai un comision de către o societate fictivă. 2000 de extrase bancare care atestă că s-au făcut retragere în numerar imediat după ce s-a făcut plata. Cam astea sunt toate probele administrate în cauze de acest tip. Da? Din punctul meu de vedere și raportat la această stare de lucruri, se merge mult dincolo de limitele pe care le fixează curtea. Adică întotdeauna vă reamintesc comportamentul imputabil să fie al partenerului comercial. Trebuie să probezi faptul că acel comerciant a organizat el însuși o fraudă, a participat activ la acea fraudă sau știa de acea fraudă și n-a făcut nimic, da? N-a spus. În ipoteza în care mergi pe cea de-a treia interpretare, să administrezi probe care să dovedească faptul că el știa de ceea ce se întâmplă în amonte la lanțul respectiv. Și asta e extrem de dificil, mai ales în condițiile în care acum s-a întâmplat la primul nivel intermediar. Dar pe măsură ce comercianții devin tot mai inteligenți, ar putea să se întâmple la un moment dat la al șaptelea inel. Da? Ce vom face? Vom merge cu această interpretare și vom spune tot lanțul este fraudulos? Nu ne întoarcem oare la Optigen și la Axel Kittel, unde autoritățile austriece și belgiene spuneau că tot lanțul este fraudulos și curtea a secționat și a spus nu, fiecare operațiune trebuie interpretată distinct, o să faci proba pe fiecare inel al acelui lanț, dacă a existat vreo participare la frauda respectivă. Da? De aceea, hotărârile mai vechi își păstrează cu certitudine actualitatea. Bun, mai sunt încă vreo 5 hotărâri și cred că o să reușim să ne încadrăm în termenul fixat. Gabor Tot este o speță poate din aceeași sau de aceeași factură, obligația de a verifica muncitorii care își desfășoară activitatea, nu o să mai insist asupra ei. Mergem la afacerea Forwards, afacerea C563/11, pentru că exprimarea folosită de către curte nu ne plasează decât foarte aproape de exprimarea pe care o găsim în foarte multe inspecții fiscale din România. Există livrări pentru societatea Forwards făcută de o altă societate, de către OGMA. Fiscul spune, n-ați făcut proba că vi s-au livrat efectiv acele bunuri și chiar dacă ați fi achiziționat de undeva acele bunuri, ele nu puteau proveni de la OGMA, întrucât OGMA nu a avut achiziții, nu poate face dovada că v-a livrat acele bunuri. Se bazează această concluzie pe faptul că declarația conducătorului societății care a vândut bunurile este în sensul că n-a livrat niciodată acele bunuri. Da? Asta e o speță foarte des întâlnită în afacerile din România. Ce se întâmplă? Să zicem, eu am un beneficiar care îmi prestează servicii de transport. Îmi emite facturi de fiecare dată, îi le plătesc. Nu-i verific, pentru că n-am nicio posibilitate să-i verific declarația 394, dacă își declară acele
servicii care îmi sunt prestate și dacă plătește TVA. În mod obiectiv, eu nu pot verifica dacă vreunul dintre dumneavoastră, de pildă, cu care am făcut afaceri și-a declarat sumele plătite, dacă a plătit impozit pe profit, TVA și așa mai departe. Ce face fiscul în asemenea situații? Se duce la administratorul societății, considerate fictive sau care nu și-a îndeplinit declarația, și îi bate la ușă și îl întreabă. E adevărat că ați prestat servicii de transport societății Y. Omul se gândește cam 5 milisecunde la următoarea chestie. Dacă declar că am prestat serviciile, dar n-am plătit TVA, așa, îmi asum măcar răspunderea fiscală, dacă nu și cea penală. Cealaltă variantă, dacă zic că nu le-am prestat, hai să vedem ce se întâmplă. Și zice, n-am prestat, n-am auzit de ei de când îți viu. Fiscul zice, foarte bine, să scrieți o declarație. Scrie o declarație și scrie acolo. Nu am prestat niciodată servicii. Iar asta este regina probelor în inspecția fiscală. A spus administratorul societății că nu v-a prestat niciodată aceste servicii și n-a auzit de dumneavoastră niciodată. Da? Întrebarea logică e dacă o asemenea declarație poate constitui o probă. Nu mai discut acum despre condițiile în care a fost administrată, chiar dacă e o procedură fiscală, măcar așa o minimă contradictorialitate ar trebui să existe, da? Mai sunt din astea declarații de martor luate în prezența șefului de post în procedura fiscală, aia declară că n-au furat lemne din pădure și nu mi l-au vândut mie. Da? Deși am, știți cum se fac achizițiile de lemn de la persoane fizice, pe niște bonuri de achiziție sau așa mai departe. Pentru că ele sunt bunuri din patrimoniu personal, nu dau naștere obligație de a plăti un impozit pe venit, nu interesează fiscul din acest punct de vedere, deci n-am nevoie de factură de chitanță, dar ca să-mi justific achizițiile pentru lemnul de pildă care se folosește la cofrat, beton, rigole, stradale, drumuri sau așa mai departe, am asemenea achiziții. Da? Și prezintă fiscul ca probă o declarație dată în fața șefului de post în care declară că n-a furat niciodată lemne din pădure și nu mi le-a vândut. Da? Ceea ce rezolvă două probleme. Unul la mână răspunderea penală, nu? Dacă a declarat că n-a furat, e clar că nu va mai putea începe niciodată vreo procedură penală, oricine ar fi furat ceva. Și cea de-a doua rezolvă problema fiscală. Da? Sigur că eu încerc să îngroș cu niște tușe unele dintre spețe cele mai spectaculoase. Ele sunt varii spețe. Nu spun că astea sunt singurele argumente sau că sunt singurele probe, dar ele simulează perfect pe hotărârea curții în afacerea Forward, care spune expres faptul că această declarație dată de un partener comercial nu constituie o probă în sensul că eu știam sau ar fi trebuit să știu de existența unei asemenea fraud. În aceeași notă, afacerea Hard Impacts, proveniența bunurilor. Da? Discuții care există la momentul de față în România, în special pe spețele cu motorină și achiziții de combustibil. Eu vă prezint și varianta contribuabilului. Contribuabilii, măcar în anumite situații, prezintă și măcar avocația, măcar o parte din adevăr, cred că cam 25%, restul afli pe parcursul desfășurării speței, da? Posibil după ce s-a pronunțat hotărârea. Dar sunt contribuabili care vin și spun următorul lucru. Dom'le, eu achiziționez motorina cu 4 lei, dar am constatat că pe piață unii vând acelea servicii de transport pe care le vând eu la jumătate de preț. Și atunci m-am interesat cum e posibil așa ceva din punct de vedere economic. Și am aflat că ei cumpără motorina dintr-un loc cu 2 lei. Pe care, de consecință, eu am fost obligat ca și contribuabil să cumpăr și o motorină tot cu 2 lei, pentru că altfel nu reușeam să țin afacerea pe piață. Nu pretind că ăsta e comportamentul pe care l-aș fi recomandat. Dar omul își explică gestul economic în acest fel. Întrebarea logică-i, avea obligația să verifice de unde e motorina cu 2 lei în condițiile în care prețul de piață e 4 lei? Sau nu? Sigur da sau sigur nu? Pot să vă pun o întrebare foarte personală.
dacă mergeți la MAC și vă cumpărați niște produse de machiaj și ele costă în Franța 50% din prețul din România, le cumpărați sau faceți investigații? Se petrecea evenimentul în România. Se petrecea totul în România. Nu, era, nu ați adus vreun element de extraneitate simplificăm. Simplificăm. București, două dintre orașele mele favorite, București și Pitești. La Pitești, produsele de la MAC costă 50% cât la MOL în București. Ce faceți? Nu, dacă este același produs pe care îl achiziționez eu de regulă, probabil că marja de preț va fi foarte mică. Nu cred că va fi o marjă. Dacă înlocuiesc crema Roche Posay, să spun, cu crema Vichy, ok, s-ar putea să am o diferență și ar putea fi explicată prin diferența de produs. Așa se explică și diferența de preț. Dar atunci când am benzină și într-un loc și într-altul, desigur o să-mi pun o problemă de ce este o diferență atât de mare. Vă gândiți la preț sau la carburator? Și benzinăriile au diferență de preț, dar diferența este minimă. Am înțeles. Mi-am dat seama că întrebările pe care le pun... Are o întrebare. Da. La modul cum a spus întrebarea pentru mine, cred că cel mai bun răspuns e următorul. Dacă o cumpără cu 2 lei din MOL, sau de la vreo licitație publică, sau de la altul e nevoie, că vorbesc puțin de tare, atunci nu. Dacă o cumpără dintr-o curte sau de prin niște boscheți, atunci poate că da. Corect. Eu m-aș bucura să avem toți această modalitate. Cred că am scăpat de servisurile improvizate și de diverse business-uri destul de repede. Ma, sigur, e bine să pornim întotdeauna de la situații reale, chiar îngroșând tușele, cum spuneam. Asta aveți perfectă dreptate. Atunci când diferențele sunt semnificative, poate că ar trebui să verifici. Ceea ce spune curtea, până la urmă, în hard impact, e următorul lucru, că n-ai o obligație generală de verificare. Adică, ca de plano, nu ești obligat să verifici proveniența bunurilor și să cumperi doar produsele care provin din surse verificate. Eu mai dau un exemplu unde putem discuta această chestiune. Un exemplu al meu personal, în care mărturisesc că n-am verificat acest lucru, m-am trezit într-o zi cu luneta de la mașină spartă. Da? M-am dus într-o sâmbătă la un service care mi-a achiziționat în aceeași zi o lunetă nouă, mi-a montat-o ca să nu rămân cu mașina în stradă. Da? În momentul în care m-am dus la societatea de asigurări să decontez pe casco acea achiziție, mi s-a spus, vedeți că există un mic element acolo, în sensul în care toate celelalte geamuri pe care le aveți au marca General Motors, acest produs pe care l-ați achiziționat nu are marca General Motors, ceea ce înseamnă că el nu este un produs original, ci un produs asimilat unui produs original, care v-a fost vândut ca un produs original la prețul mai mare, pentru că l-ați cumpărat sâmbătă. Da? Bun, e de discutat. Trebuie să vă gândiți că originalul vine în aceea zi. Da. Sigur că asemenea de întrebare, eu vă asigur că bun, vă asigur că asemenea de întrebare se pun în viața reală. Gândiți-vă, mai de să luăm un alt exemplu, piața serviciilor de pază. Da? Dacă vă uitați pe piața serviciilor de pază, o să constatați că în mod real, pe niște calcule simple făcute undeva la sub 16 lei pe oră plus TVA pentru pază, protecție, nu prea poți lucra ca să-ți plătești toate impozitele și taxele.
un 20 de lei e un preț decent pentru a face un minim profit, dar constați că toată lumea câștigă licitații la 9 lei cu instituții publice. Întrebarea pe care ți-o pui în acest context este: bun, obligația de verificare e a mea, care sunt partenerul lui comercial și riscul are ca unul dintre partenerii mei comerciali să nu-și poată deduce serviciile achiziționate de la mine la 20 de lei pe motiv că prețul pieței în raport cu instituțiile publice e 9 lei? Sau ce ar trebui să fac în această ipoteză? Eu vă ofer și explicația pentru această stare de lucruri pe care, din păcate, foarte multe dintre autoritățile fiscale nu vor să o vadă în România. E foarte simplu. Ai o firmă de protecție și pază onestă, să spun, care toți sunt angajați cu 8 ore și aia reușesc să vândă numai la 16 lei sau peste 16 lei. Și ai o societate care are 900 de salariați, în care toți sunt angajați agenți de pază cu 2 ore. Diferența e din salarii. Adică pentru ei este avantajos să lucreze cu 9 lei, pentru că o sumă de bani se colectează de acolo, banii sunt dați mai la alb, mai la gri, mai altfel, da? Și societatea are o durată maximă de existență de un an, că într-un an de regulă nu-ți vine inspecția fiscală, da? Lucrez un an cu această societate. Deci există și explicații, sau nu spun că pe piață sunt doar comercianți onești urmăriți de către fisc. Spun că de regulă sunt găsiți acasă doar comercianții onești. Ceilalți nici nu sunt căutați foarte des pe acasă. Durata de existență este un an și a încheiat activitatea, mâine deschide o nouă societate, pentru că în materie de pildă nu există o interdicție să deschizi, nu știu, mai multe societăți la intervale de timp foarte mici. Deci evident că dumneavoastră trebuie să aveți în vedere și aceste lucruri și eu mă bucur că discuția mea a generat discuția sau opinia dumneavoastră, pentru că asta e modalitatea normală de lucru. Dumneavoastră, ca magistrat, trebuie să verificați cu certitudine toate fațetele acelei probleme. Sigur că înaintea dumneavoastră ar trebui să o facă fiscul măcar la fel de bine. Da? Dar mai ales acum, în situațiile în care, de pildă, veți soluționa direct acțiuni la instanță, trecând peste faza de soluționare a contestațiilor, cu atât mai important va fi rolul dumneavoastră. Aș mai menționa doar două afaceri. MaxPen e una cu totul interesantă. Am reținut în prezentarea de pe PowerPoint o concluzie din MaxPoint. Numai împrejurarea că în cauza principală serviciul nu ar fi fost prestat efectiv de furnizorul menționat pe facturi sau de subcontractantul acestuia, în special pentru că aceștia nu dispun de personal, de mijloace fixe și de activele necesare, pentru că costurile nu sunt înscrise și nu se recunoaște identitatea anumitor persoane, nu este suficientă prin ea însăși să excludă dreptul de deducere. Și aici e poate important de subliniat faptul că întotdeauna curtea spune nu e suficientă o singură probă sau un singur element care să te conducă la o anumită concluzie. Trebuie să coroborezi aceste probe. Discuția cum derulează de regulă. Ai o factură care atestă faptul că ai făcut anumite achiziții. Fiscul vine și spune l-am verificat pe cel care ți-a prestat serviciile, nu putea să-ți facă, e clar că serviciile nu există. În pofida evidenței, și evidența apare cel mai clar la construcția de drumuri. Da? Dacă eu sunt antreprenorul și am un subantreprenor care nu are mijloacele necesare potrivit fiscului, dar drumul este construit și predat, a venit să susții împotriva realității fizice că acele servicii n-au fost prestate și că drumul n-a fost efectiv realizat, e o inepție. E adevărat că e posibil ca drumul să fi fost realizat de altcineva. Și măcar din practică sunt două situații. Fie cineva a decontat pe o societate și de fapt banii au ajuns la o altă societate care a prestat lucrarea efectiv, fie comerciantul însuși cu mijloace proprii și-a executat lucrarea și pentru că marja lui de profit era foarte mare și nu-i convenea să o vadă nici antreprenorul general, nici autoritatea respectivă, și-a procurat niște facturi de la o altă societate și le-a scris singur, așa mai departe, astfel încât să-și reducă sarcina fiscală. Există cu certitudine asemenea elemente. Doar că toate aceste practici
trebuie și probate. Și de aceea am selectat Max Pen, tocmai pentru că ne spune curtea, nu e suficientă o concluzie a organelor fiscale în acest sens. Da? Faptul că acela nu avea mijloacele, nu dispunea de capacitățile tehnice, nu dispunea de personal pentru a presta acea lucrare. Mergând mai departe, sarcina fiscului ar fi să identifice, tocmai pentru a arăta care e operațiunea reală, să identifice și cine a prestat în mod real acele lucrări. Da? Vă aduceți aminte că această obligație decurge din Halifax. Da? Ce trebuie să demonstrăm? Să demonstrăm inclusiv care este operațiunea reală dacă pretindem că o operațiune e fictivă. Simpla afirmarea faptului că operațiunea are un caracter fictiv nu e suficientă, trebuie să arăți și care e operațiunea reală. Dacă merge în sensul în care spui a fost prestată de către contribuabil și ai de pildă declarațiile angajaților societății care vin și spun da, domnule, de fapt noi am lucrat și am construit drumul respectiv, nu societatea X, sau ai alte mijloace de probă care să reușească să dovedească acest lucru, atunci merge în această direcție. Dacă spui că de fapt a fost prestat de către o altă societate care nu și-a declarat veniturile, trebuie să administrezi probe în acest sens. Max Pen e importantă și pentru o chestiune de procedură, anume posibilitatea invocării direct în fața instanței unor argumente. O altă discuție care a subminat un pic procedura fiscală română, mai ales la nivelul unui curs de apel cu care eu mă întâlnesc mai des, unde se afirma ritos că nu poți invoca în fața instanței argumente pe care nu le-ai putut invoca în fața organului pe care nu le-ai invocat în fața organului de soluționare a contestației. Da? Din ce înțeleg eu, jurisprudența Curții de Apel Cluj era divergentă față de jurisprudența tuturor celorlalte instanțe și înțeleg că la precedenta conferință a existat o discuție mai largă pe această temă. Da? Nu vreau să mă duc acolo, spun doar că problema e tranșată în Max Pen, unde, paradoxal, cel care invoca argumente direct în fața instanței era fiscul. Contribuabilul s-a apărat și a spus, domnule, n-ai invocat în procedura inspecției fiscale, nu mai poți invoca argumentele direct în fața instanței. Și instanța europeană spune dimpotrivă. Atâta timp cât suntem într-o procedură care are ca obiect clarificarea stării de fapte reale, e cu atât mai important ca inclusiv în fața instanței să se clarifice această chestiune. Sigur că în dreptul nostru problema e mult mai dificilă și trebuie discutată prin prisma ceea ce înseamnă accesul real al unui contribuabil la dosarul administrativ. Atenție că și eu ca și contribuabil și dumneavoastră ca judecător sunteți într-un handicap sever față de fisc, pentru că la momentul la care dumneavoastră sunteți sesizați, nu aveți toate documentele care stau la baza acelei stări de fapt fiscale și a controlului fiscal. Dacă contribuabilul insistă sau dacă magistratul insistă sau dacă ambii insistă, la un moment dat, la dosarul cauzei, vor exista măcar toate înscrisurile care au stat la baza acelei inspecții fiscale. Atenție, doar în scrisurile, pentru că fiscul nu vine și cu extrase din bazele de date care ateste verificările pe care le-a făcut cu privire la un contribuabil sau altul. Și ar trebui poate să ne întrebăm în contextul ăsta dacă n-ar trebui să avem o normă de procedură generală care să permită magistratului să facă o cercetare la fața locului electronică. Adică să traverseze peste drum până la fisc, să verifice bazele de date, aceleași pe care le-a verificat fiscul, pentru a fi în poziția în poziția inspectorului fiscal. La momentul, știu că e foarte dificil și e inclusiv tehnic foarte dificil de reglat, dar la momentul de față, nu știu dacă știți că o bună parte din inspecțiile fiscale se bazează pe aceste instrumente electronice de analiză a tranzacțiilor. Practic, pentru tranzacții peste 5.000 de lei, până la 7-a ramură, dacă mi-aduc bine aminte, pot fi verificate tranzacțiile între diverse societăți comerciale. Poate că și pentru mine, poate că și pentru dumneavoastră, lucrurile ar fi mai clare dacă am vedea aceleași documente. Dar aceste documente de regulă nu se listează, nu sunt în dosarul administrativ și n-ajung niciodată la instanță, deși ele stau la baza deciziei cauzatoare de prejudicie. Asta ar fi o altă discuție. Bun. Două afaceri care merită discutate.
PPUH e o speță pe care probabil că ați mai auzit de ea. Noi organizăm de pildă pe 8 aprilie la Cluj o conferință de drept fiscal, Cluj Tax Forum. Una dintre temele de discuție a colegului Ciprian Păun se intitulează chiar așa: nevoia unui catalizator de tip PPUH în jurisprudența fiscală națională. Da? Tocmai pentru că această hotărâre este una definitorie pentru ceea ce înseamnă livrări sau vânzări efectuate de către o societate considerată inexistentă, de o societate fantomă, acoladă ardelenească. Sunt multe concepte care vi se vând în anumite rapoarte de inspecție fiscală care nu sunt definite legal. Încercați, eu am încercat, dar n-am reușit, să găsiți definiții legale pentru societate fantomă, societate bidon, societate burduf și așa mai departe. Nu există. Astea sunt niște concepte citite probabil într-un document al OECD sau al Uniunii Europene la un moment dat, dar fără o definiție legală. Foarte interesant din perspectiva principiului legalității, dacă califici o societate ca societate fantomă și definești ce înseamnă o societate fantomă sau o societate de tip bidon, care doar colectează dreptul de deducere al TVA-ului, de pildă. Da? Bun. Acum, PPUH e importantă pentru că, prin raportare la legislația poloneză, indică faptul că nu poți să-i refuzi unei persoane dreptul de deducere pe motiv că factura a fost emisă de un operator care trebuie considerat inexistent și în condițiile în care este imposibil să se stabilească identitatea adevăratului furnizor al bunurilor în raport cu elemente obiective. Da, ideea simplă, putem să o grefăm pe achizițiile de motorină. Dacă am achiziții de motorină la prețul de 2 lei, da? Iar în momentul în care vine o inspecție fiscală, nu reușesc să probez eu că acel comerciant a existat vreodată, că a obținut în mod legal cantitățile de motorină și că a plătit accize pentru ele, dar reușesc să probez faptul că am avut acele cantități de motorină, am de pildă rapoarte de stocare, am facilitățile care să-mi permită să stochez cantitățile de motorină pe care le-am achiziționat, practic cel de la care am cumpărat eu nu există, e o fantomă, un bidon, ce vezi noastră, un burduf, altceva, da? Mi se poate refuza dreptul de deducere al TVA sau nu? Din PPUH, concluzia pare a fi că nu. Chiar dacă acea societate este inexistentă, nici eu, nici fiscul nu reușesc să probez că el a existat, nici eu, nici fiscul nu reușim să probăm că altcineva a făcut tranzacția respectivă, dreptul de deducere al TVA nu se poate refuza. De ce? Pentru că întreaga directivă 112/2006 și întreaga practică europeană e construită pe următorul lucru. Ceea ce îți dă dreptul de deducere nu-i prestarea efectivă a serviciilor, ci existența facturii. De aceea, condițiile pentru exercitarea dreptului de deducere sunt și în codul fiscal român două. Să deții o factură și acele servicii să fie necesare pentru activitatea ta. Sigur, dacă n-am factură, nu pot deduce dreptul, nu pot deduce TVA-ul, iar dacă activitatea mea este de textile, producție de textile și îmi achiziționez fier beton, evident nu e necesară activitatea, nu cad pe cea de-a doua condiție. Dar ca și condiții pentru exercitarea dreptului de deducere, astea au fost întotdeauna două facturi. Restul, genul factura trebuie să conțină aceste elemente, trebuie să se facă dovada serviciilor, serviciile au fost achiziționate la un preț prea mare, nu trebuia să-i plătești abonamentul avocatului sau așa mai departe, nu sunt decât denaturări de la condițiile esențiale și existențiale pentru recuperarea taxei pe valoare adăugată. Sigur că în lanț, pe inele, pe întreg lanțul, se poate face dovada că o operațiune este fictivă. Atenție, atâta timp cât această dovadă este administrată, ea poate avea ca și consecință pierderea dreptului de deducere. Dar altfel, simpla prezumție, că asta e o prezumție a fiscului, nu? Fiscul ce vine și spune? N-am reușit să dovedim că o societate există, pe care de consecință ea este inexistentă, nu poți să-ți deduci achizițiile de la o persoană inexistentă.
curtea vine și face interpretarea exact invers și spune, nu, există factura în materialitatea ei atâta timp cât n-ai probat faptul că acea achiziție n-a existat, nu poți să refuzi exercitarea dreptului de deducere de pe factură. Vă rog. Nu ar consta într-o invitație a unilor contribuabili de a inventa. Cumpără cu TVA o calitate de factură, după care emite o altă factură, inventează o societate comercială, pune un TVA mult mai mare, dublu, triplu, și după care, normal că nici fiscul nu are ce să găsească ceva ce nu există, nici tu nu reușești să dovedești ceva ce există și potrivit hotărârii va obține deducerea pe care nici măcar nu l-a colectat. Nu e o invitație pe undeva? Și mai mi se pare încă un aspect deosebit. Regula generală este că de principiu nu putem dovedi o stare negativă. Deci vine fiscul să dovedească că nu există. Bun, și de ce nu ar trebui să dovedească societatea că există? În condițiile în care tu vii cu factură, bunul contribuabil vine cu factura și ăsta îți vine fiscul, uite tată, în tot ORC-ul din România nu există asta. Ce dovadă ar mai trebui să facă fiscul? Obiectiv vorbind. Da, vă răspund. Cel care face o afirmație trebuie să o dovedească. Realitatea. Nu. Stați să pornim de la început, da? Realitatea, cel puțin prezumată, atunci când eu am factură, dovezi că au fost livrate bunurile respective, mai mult prestez, de pildă, servicii de transport. Da? Adică, în contabilitatea mea, lucrurile stau în felul următor. Am nevoie de o cantitate de 5.000 de litri de motorină ca să prestez serviciile de transport pe care le-am facturat. Am înregistrat în contabilitate 5.000 de litri de motorină de pe facturile în discuție. N-am alte facturi. Din punctul meu de vedere, există o prezumție că am achiziționat cei 5.000 de litri de motorină și i-am folosit pentru prestarea serviciilor. Dacă mergem pe ideea asta și dacă sarcina ar fi mutată întotdeauna la contribuabil, sarcina probei, înseamnă că niciodată niciun contribuabil nu și-ar mai putea deduce nimic. Face dovada că acea societate nu există. Care este proba următoare pe care trebuie fiscul să o facă pentru a dovedi că acea tranzacție nu a existat? Vă dați seama că ați făcut sau că ați expus corect punctul de vedere și ați confirmat teoria mea. Ați spus societatea nu există, nu livrarea nu există. Păi da, dar omul care vrea de contul de TVA, deducerea TVA-ului, vine și spune societatea X mi-a livrat acel bun. Da. Fiscul vine și spune, dar societatea respectivă nu există. Cum ți-a putut societatea respectivă să-ți livreze bunul? Și o problemă mai de departe, drept civil. Eroare asupra persoanei. Poftim? Eroare asupra persoanei. Adică, păi eu nu pot verifica. Trebuie să-mi indici, nu a fost societatea X. Nu. Nu este societatea X cea care te-a livrat. Dacă contribuabilul care a fost de bună credință, practic fiscul ar trebui să dovedească că era de rea credință, că a știut, a cunoscut că celălalt nu există și că a procedat ca atare. În rest, el nu are obligații suplimentare de verificare. Deci trebuie să dovedească că a cunoscut, a fost implicat și a fost de acord să participe la operațiune frauduloasă. Altfel nu poți să-i impun o sarcină, deci o sancțiune, pentru că altul nu există. Eu cred că lucrurile se pun un pic, e ca în gluma aceea cu bulă, cam ținem cursul. Hai să fim echidistanți totuși. Dacă într-o simplă gestiune de afaceri trebuie să dai dovadă de diligență și când nu ai nicio calitate, ești un vecin, un profesionist care antamează afaceri de zeci de mii, de sute de mii, el n-are nicio obligație?
Dați-mi voie să vă răspund. Știți la ce mă refer. Haideți să facem un experiment juridic. Mergem acum, alegeți dumneavoastră un nume de societate. Care doriți dumneavoastră? OMV, da? Ok, fără dosare de pe rol. Luăm un nume de societate la întâmplare, 1 und 2 SRL, da? Ca să fie nemțească. Da? Ieșim de aici, o căutăm pe internet, această 1 und 2 SRL, vedem că are un cod de TVA activ, după care eu fac următorul lucru. Îmi întocmesc o factură fictivă cu livrări din partea 1 und 2 SRL către orice comerciant. După J-ul și Q-ul societății care sunt publice, scot și un raport detaliat de la Registrul Comerțului, costă 24 de lei și îl pot lista de pe net direct acum. Și mă duc și spun următorul lucru unui comerciant de pe stradă. Sunt reprezentantul de la 1 und 2 SRL. Uitați aici extrasul din registrul nostru. Puteți să mă și verificați pe net, am codul de TVA activ și vă vând motorină la 2 lei. O cumpărați în cisternă aici. Da? O vând. Eu ca și contribuabil, nu, gândiți-vă la posibilitățile reale pe care le aveți noastră. Noastră vă vine unul și vrea să vă vândă orice, poate nu e cel mai bun exemplu cu motorina. Care sunt posibilitățile reale pe care le aveți? Ce puteți să faceți? Să-l verificați la Registrul Comerțului, are aceleași date pe care le-ați dat dumneavoastră, pe care le-ați primit deja. Să verificați calitatea mărfii, da, o verificați, să faceți o verificare pe site-ul de la ANAF să vedeți dacă are obligații fiscale. Dacă sunteți diligent, mai faceți și următorul lucru, mai faceți o verificare la biroul de credit să vedeți să n-aibă incidente de plată, mai dați niște bani la vrăjitorul.eu să vă spună dacă are litigii pe rol asta, dacă nu veți faceți dumneavoastră o verificare direct pe portalul instanțelor de judecată și constatați că acea societate este perfectly clean. Și faceți achiziția respectivă. Ce ați fi putut face, și apelez la aceeași nota rezonabilității pe care ați fixat-o dumneavoastră, ce alte demersuri ați mai fi putut face ca să vă asigurați că acel comerciant de la care dumneavoastră ați cumpărat este unul real? Ce spuneți? Pe care spuneți că le verificați cantitativ, unde le verificați? Acum, depinde ce mi se vindecă, dacă mi se... Adică, uitați ipoteza următoare, eu construiesc drumul. Haideți să concretizăm un pic, da. Pentru că pare un pic abstract și așa de neatins. Adică, haideți să concretizăm. Cred că de aici vine și diferența, pentru că dacă ne uităm un PP UH, de fapt, e, în general, nu-i poți cere să verifice. Pe de altă parte, e un paragraf foarte clar în care spune... Nu de plano, da, nu poți niciodată să spui că unei persoane impozabile nu îi se poate impune obligația de a solicita, da, mai ales în situația în care are indicii temeinice, adică care ia poziția asta de floricică abstractă a comerciantului, adică parcă nu prea. De fapt, din acest concret vine diferența, din ai sau nu ai indicii. Exact. Da. Vine instanțiile trimite obligația de a fi în caz concret. Noi ne-am luptat aici doar cu aspecte pur teoretice și de cele mai multe ori alimentate sau suprapuse pe o anumită linie, obiectiv vorbind. Eu decât să fac toate demersurile pe care le-ați făcut dumneavoastră, eu făceam ceva mai simplu. În viața comercială toți se cunosc între ei și îl suna doi prieteni, băi, ai cumpărat vreodată de la ăla? Dacă sunam doi prieteni și amândoi îmi spuneau, băi, nici n-am auzit de el, închideam delete, e clar. Pentru cât cresc ca și ciupercile, firmele de vânzare de motorină sau de vânzare de nu știu ce, ei se cunosc toți între ei, obiectiv. Și nu sunt, nu, deci demersurile astea sunt legale, dar nu sunt eficiente, nu sunt practice, nu sunt cele care se fac zi de zi. Obiectiv, eu asta e punctul de vedere. Eu am foarte mulți prieteni care sunt în business-uri și ei așa ar fi făcut și eu aș fi făcut la fel. Dădeam două telefoane și știam foarte bine ce societate, cine a mai făcut afaceri, dacă plătește la timp, dacă nu plătește, etc. Și atunci? Nu ai timp de atâtea verificări. Bun, și nici interesul. Haideți să încercăm să creionăm așa întrebarea până la urmă. Putem face un profil, putem construi jurisprudențial, dacă nu legal, un profil al
comerciantului diligent? Adică putem enumera de la A la W ce ar trebui să facă un comerciant ca după aceea să putem aplica patului procur și să spunem le are bifate pe toate de la A la W, n-am niciun motiv să-i refuz dreptul de deducere? Pentru că, sigur, asta pare a spune și curtea. Curtea, până la urmă, la ce se opune? La refuzul de plano al exercitării dreptului de deducere. Deci noi nu suntem de acord. Dar cauzele noastre erau fundamentate doar pe aspecte foarte puțin practice. Bun, poate că și cu certitudine este așa. Dumneavoastră ați vrut să ne stimulați, eu asta am înțeles. Poate că experiența mea practică e mai redusă decât a dumneavoastră, pentru că, în mod evident, experiența mea e redusă poate la câteva instanțe. N-aș putea să vă spun care e jurisprudența Curții de Apel Constanța. Nu cred că am avut nicio cauză la Curtea de Apel Constanța. Cred că nici la Curtea de Apel Pitești. Ca să ne face să înțelegem anumite lucruri. Deci ați exagerat unele chestii, cu că în realitate... Voilà! Da. Acum, știți cum e, în mod obiectiv, eu nici nu m-am vândut altfel. De altfel, doamna Ungureanu, așa m-a și vândut de la începutul conferinței, că sunt ăla care sunt acid și critic. Eu, de fapt, în special eram aici ca să nu vă cumpere toată lumea. Exact. Până la obiectivul acestei întâlniri a fost atins. Dacă ne sunt clare principiile și dacă avem disponibilitatea să discutăm, cred că până la urmă orice speță poate fi rezolvată. Eu vă asigur că am discuții măcar de aceeași amploare și cu colegii, în special de la master, pentru că acolo oamenii, să zic, au citit mai mult și ridică asemenea probleme, după cum inclusiv studenții noștri vin cu întrebări și cu probleme. Până la urmă, cred sincer că ceea ce ne lipsește este dezbaterea, sau că ceea ce ne lipsește sunt întâlnirile de acest tip. Pentru că și eu sunt obligat să reflectez la chestiunile pe care dumneavoastră le-ați pus în discuție, după cum probabil că și dumneavoastră veți reflecta la unele dintre cele pe care eu le-am pus în discuție. Ma, sigur că pentru ziua de astăzi ar mai fi rămas de discutat doar Signum Alpha Sped. Signum Alpha Sped e cea mai recentă hotărâre. O să trec doar în revistă. Aia e una cu o societate cu un asociat camerunez care locuiește într-un apartament din Budapesta și nu are niciun mijloc de transport cu care să presteze servicii de transport. Curtea spune însă că într-o asemenea situație administrația fiscală nu poate solicita de manieră generală unei persoane impozabile, pe de o parte, să verifice dacă emitentul facturii aferente serviciilor prestate dispune de resursele necesare pentru a presta aceste servicii și dacă acesta își îndeplinește obligațiile de declarare și de plata TVA-ului, iar pe de altă parte să dețină alte documente de natură a demonstra că obligațiile fiscale ale partenerului comercial au fost îndeplinite în amonte. Da? Sigur, curtea spune că din moment ce instanța națională poate verifica toate aspectele, poate verifica inclusiv o posibilă participare a comerciantului la o fraudă. Și atunci discuția până la urmă, acolo trebuie mutată. Da? Eu n-am elemente ca să-i refuz de plano exercitarea dreptului de deducere, pot însă, și în această afacere și în altele, curtea subliniază acest lucru, instanța națională este obligată să facă o analiză globală. Dacă sunt alte elemente care să conducă la o altă concluzie, atunci sigur că ele pot fi valorizate. Ceea ce văd eu însă în foarte multe litigi, pentru că discuția noastră de astăzi a fost mult mai intensă decât orice discuție pe care o am în orice inspecție fiscală. Pentru că în inspecțiile fiscale lucrurile nu sunt puse de asemenea manieră, ci ele sunt puse liniar și simplist. Anume, fiscul, atunci când a găsit un capăt de ață, spune, mie mi-este suficient, nu mă interesează restul probațiunii, concluzia mea e aceea că operațiunea este fictivă. Da? Și vă dădusem dimineață acel exemplu, achiziții de
mobilier într-o parte, care nu erau incluse în balanța societății. Concluzia simplă, achiziția este fictivă pentru că ea nu e o imobilizare corporală. Probațiunea administrată, adică contractul încheiat cu cel de la care ai achiziționat, contractul încheiat cu cel căruia i-ai vândut, care dovedește că tu de fapt reamenajai etajele, analiza întregii contabilități a contribuabililor denotă faptul că lucrurile nu sunt ceea ce par a fi și că în realitate această analiză simplistă a condus la o eroare de apreciere. Eu ceea ce spun și poate întreaga mea pledoarie e în sensul în care noi avem nevoie de o probațiune făcută corespunzător, pentru că, sincer, nu cred că dumneavoastră dormiți liniștit bazându-vă pe aceleași prezumții și dumneavoastră trebuie să vă faceți probațiunea de-a capul al fine, ca să zic așa. Problema apare atunci când fie fiscul nu-și face această probațiune corespunzător, fie în fazele ulterioare, ceea ce a administrat fiscul nu s-a verificat, da? Pentru că avem, din păcate, eu cu regret o spun, avem și hotărâri judecătorești în care se spune, având în vedere că fiscul a administrat toate probele necesare și că instanța nu poate administra alte probe decât cele din faza de inspecție fiscală, se respinge acțiunea, obligațiile fiscale sunt alea. Mai avem și noi colegi care sunt adepții motivărilor minimaliste, de maxim o pagină și jumătate, și în care se regăsesc asemenea. De regulă, în alta curte, le îndreaptă, măcar printr-o trimitere spre rejudecare. Dar va folosi până la urmă aceleași criterii sau va administra aceleași probe. Da? Vă spun foarte sincer că și noi, pentru clienții pe care îi reprezentăm, trebuie să fim din ce în ce mai inventivi în ceea ce privește mijloacele de probă. Am ajuns la momentul de față să ne filmăm activitatea pe anumite chestiuni. Da? Deci dacă avem, nu știu, o echipă de muncitori, le facem poze măcar dimineața și seara ca să-i vedem că sunt cu uniforme, cu numele societății care ne apare pe facturi, îi punem să semneze tabelul de prezență, avem ipoteze în care aducem, nu știu, retroactiv 50 de declarații în care oamenii declară că au lucrat la acel tronson de drum, astfel încât să putem proba, pentru că știți cum e perspectiva noastră, deși o înțeleg, e cea de pe un scaun un pic mai sus. N-ați făcut foarte multe inspecții fiscale, doar le-ați văzut din exterior. Cred că discutam cu colega mai devreme apropo de modul în care sunt organizate instanțele fiscale germane. Judecătorii de acolo sunt judecători care au fost măcar 5 ani de zile inspectori fiscali. Ori, în mod evident, o bună parte dintre întrebările pe care le-ați pus aici n-ar fi fost puse dacă dumneavoastră ați fi pornit de la înregistrat acte la registratură și ați fi mers până la activitatea de soluționare a contestațiilor. Pentru că aceea vă dădea, cum spune Cornel Dinu, o mobilitate a gambei în ceea ce privește litigiile de acest tip și atunci reușați mai ușor să găsiți calea spre gol în oricare dintre situațiile astea. Da? Bun, nu e sub nicio formă un reproș. Eu îmi recunosc propriul handicap pe spețe de acest tip în materia economică, pentru că perspectiva mea inevitabil e perspectiva unui jurist. Și de multe ori mi s-a întâmplat, atunci când lucrez în echipe mixte, de pildă cu un consultant fiscal care a reprezentat societatea până la un anumit punct, să văd cum are o viziune total diferită sau care o abordare care te poate ajuta. Un contabil sau un consultant fiscal știu și toate chestiunile care țin de pildă de formulare, de înscrierile contabile sau așa mai departe. Da? Și omul reușește să scrie 100 de pagini pe faptul că înregistrările contabile ale societății sunt corecte și că fiscul e în eroare pentru că soluția fiscală propusă de ei presupunea cu totul alte înregistrări contabile. Deci problema poți să o privești și din această perspectivă și de aia domeniul ăsta e unul dintre cele mai dificile, indiscutabil. Da?
Bun. Cred că pentru astăzi e sarcina mea să vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați ascultat cu răbdare. Realmente a fost o experiență deosebită pentru mine, chiar dacă a fost prima. Vă propun să continuăm mâine. Din ce știu eu, este o prezentare dimineață extrem de interesantă pe aspecte care țin de evaziunea fiscală. O să continuăm după aceea până la ora pe care o vom conveni de comun acord, astfel încât să fie rezonabil și pentru noastră, cu aspecte de procedură fiscală. Bazat pe experiența pozitivă de astăzi, o să-mi rezerv mâine dreptul de a vă pune în discuții, în discuție chestiuni de procedură la care poate nu v-ați gândit. Da? O să am un pic mai mult de lucru în seara asta, pentru că sunteți un public incitat și interesat, așa că o să trebuiască să mă gândesc la chestii mult mai complicate decât alea pe care le aveam inițial în vedere. Da? Deci mulțumesc. Dăm de gleză. Facem să fie bine. Mulțumesc și eu. Bun, v-am lăsat și documentele fiscale, că am văzut că cineva mi-a pus pe masa asta.